Între cele mai iubite și cunoscute interprete de muzică populară, recunoaște secretul pe care l-a ținut bine ascuns timp de 50 de ani. Întreaga ei carieră e bazată pe o minciună. Și vezi tu juca cu mine, la-la-la-la-la-la-la. Cum ați cunoscut dumneavoastră succesul? Succesul l-am cunoscut atunci când am apărut pe pământ. Știi de ce? Eu cred că cânt de când mă știu. Pentru că sunt crescută la țară și acolo muzica avea loc cu ei. Venind în București la 16 ani, am dat un concurs și se spune că minciuna nu e bună. Dar pentru mine minciuna mi-a creat un drum în viață. Cum adică? Când am venit la concurs în București, la Ciocărlia, și am văzut că primește numai de la 18 ani, am zis că am 18 ani. E, acum aș da câțiva ani înapoi, dar chiar că nu i-aș da, pentru că mi l-a dat Dumnezeu. Și vreau să vă spun că cu acea minciună am rămas iacă peste 50 și ceva de ani aici în București. Ce înseamnă să fiți o femeie de succes? Cum se simte succesul ăsta? Acest titlu care ne dă că fiecare din noi o să primească câte un trofeu, pentru că le merită din plin, înseamnă o responsabilitate mult mai mare. Pentru că atunci când începi, ți se iartă orice. Acum, orice greșeală, chiar și un deget, dacă nu-l mișcăm atunci când trebuie, înseamnă că avem... trebuie să fim foarte atenți cu noi. Cum ați cunoscut dumneavoastră succesul? Eu succesul l-am cunoscut din vârstă fragedă. Am luat o sumedenie de concursuri. De fapt, am fost angajată ca solistă profesionistă cu dispensă de vârstă. Și de atunci continui activitatea cu drag, însă vreau să vă spun că în momentul în care la orchestră profesionistă un interpret pentru a-și continua activitatea acolo, trebuia să dea în fiecare zi examen. Veneau muzicologi de mare marcă și în fiecare an trebuia să dăm examene pentru repertoriu, pentru ținut, pentru tot ceea ce înseamnă un solist profesionist de a apărea în fața oamenilor. Ce înseamnă să ai succes? Cum se simte succesul pentru dumneavoastră? Succesul este în momentul în care te întâlnești cu oamenii și sunt bucuroși că te văd. Te duci la un spectacol și lumea tătă tabără pe tine ca să facă poze. Numai departe, în seara asta au trecut niște doamne și m-au întrebat, tot în picioare stați, pentru că știu că întotdeauna în emisiuni nu stați decât în picioare, că vă șifonați catrința. Din respect pentru evenimentul acesta minunat, este cu totul și cu totul extraordinar, pentru că nu mi-am imaginat niciodată să fiu alături de atâtea personalități. Sunt onorată pentru trofeul pe care îl voi primi. Și normal că trebuie să plec la tren, că pe mine drumurile mă omoară. Vă pup și vă îmbrățișez la mulți ani!